Bine ai venit, stimate telespectatori, stimate telespectatoare, la noua noastră întâlnire, e miercuri ora 4, iată-ne din nou împreună, gata pentru un nou start. Pentru că, iată, am făcut cum am făcut, nu știu ce ai făcut tu, dar nici bine ce am făcut eu, dar iată, suntem împreună la un nou 1 februarie de data aceasta, zboară timpul, trebuie să fii de acord cu mine, suntem, iată, din nou invitați la un nou start. Pentru că spuneam în previziunile pentru anul acesta că este un an de începuturi, nu doar de început, de începuturi care se repetă la fiecare 9 zile, la fiecare 30 de zile rotunjit, la fiecare început de lună și se restartează totul, dacă ai fost atent la previziuni, pe 1 octombrie, atunci când se împlinesc 9 luni de zile și se pare că jocurile se fac din nou. Am să aștept întrebările sau comentariile tale pe 1331 SMS privind capacitatea ta de a începe din nou, adică dacă ești pregătit pentru un nou început. E în regulă. Suntem deci într-o zi de 1, astăzi avem o vibrație de interior 1, fiind 1, prima zi a lunii, precum și o vibrație maestră. Universală, i-am spus noi, vibrația destinului, cum se numește ea, 22. Pentru că noi așa, adunând 1 cu 2 fac 3 și cu 2 de la 2000 fac 5 și cu 17 din coadă, iată, l-am găsit pe 22. Am mai vorbit, știi și tu de acum, că adunarea e asociativă, am învățat și la școală, dacă ne amintim bine. Ok. Deci suntem într-o zi de vibrație maestră, dar un început înăuntru nostru, acolo de unde toate provin și de unde ar trebui să înțelegem că se extrag toate experiențele vieții noastre, toate întâmplările, știți că nimic nu e întâmplător, dar așa îi zicem noi, întâmplare fiecarei experiențe pe care o parcurgem și tu și eu și fiecare dintre noi. Deci suntem într-o situație de a ne reaminti, de a reanaliza, de a face o nouă introspecție, cine suntem, ce-i cu noi pe aici, ce avem de făcut, ce ne așteaptă, ce putem noi să așteptăm de la această viață, de la acest tip de experiențe. O introspecție, iată, este binevenită în această zi de 1, pentru că noi așa avem energia, așa cum am spus-o de atâtea ori, a începutului, o energie puternică care e răzbătătoare, nu? Poate să producă o detentă și cu această energie putem, deci, să facem o nouă analiză asupra ființei noastre, în care intră foarte multe aspecte. Deci, e un 1, un 1 întotdeauna stă la începutul unei scări, a unei scale, dacă vrei, a unei acțiuni, activități și așa mai departe. Toate provin din 1, dar 1 este cel care dă startul, așa cum am spus. Iată, suntem din nou la linia de start și suntem gata să pornim într-o nouă acțiune sau suntem invitați, dacă vrei, să pornim într-o nouă acțiune. Introspectiv, am spus, acest 1 se referă la vibrația de interior. La suprafață, pe afară, cum se spune, iată, suntem într-o zi maestră, într-o vibrație maestră, 22, am mai abordat-o, o mai abordăm o dată. Oricum, nu uităm că suntem într-o vibrație 4, 2 cu 2 este 4 și 4 înseamnă cele 4 laturi, cele 4 unghiuri, cele 4 componente, cele 4... elemente, dacă vrei, primordiale, da? Pământ, apă, foc și aer, într-o ordine oarecare, nimic nu-i oarecare, spuneam și mai devreme, sensul deplasării între aceste patru elemente, pe direct, pe indirect, pe diagonală, pe scurtătură, cum se spune, influențează asupra efectelor, da? Asupra acțiunii în sine, nu-i tot una dacă după foc vine apă care stinge focul sau după apă vine foc care încinge apa și o fierbe, da? Știi și tu chestia asta? Dacă nu, invitația este să studiezi, să reanalizezi, să dobândești noi informații, internetul îți stă la dispoziție, dar nu doar internetul, evident că avem încă biblioteci și mulțumim pentru asta
că suntem încă capabili să ne documentăm într-o bibliotecă, pentru că noi așa legătura pe care o avem cu cartea, cu hârtia, dacă vrei, încă are savoare și pentru tine și pentru mine și am să spun că nu e doar vorba despre savoare, ci mult mai mult de atâta, e o legătură, e o comunicare care, din păcate, se estompează în măsura în care această informație vine pe ecranul monitorului sau televizorului, după caz. Mergem înainte, nu-i niciun fel de problemă. Eu spun că legătura încă cu cartea, cu scrisul, cu suportul acesta material al informației e de importanță și nu e bine să renunțăm așa de curând la el, dar evident viața merge înainte și ceea ce ne poate oferi ca viteză, ca volum, amplitudine, profunzime chiar, internetul este de acum de neegalat. Cel puțin ca timp, dacă nu și ca informație, ca volum de informații. E regulă. Deci suntem, iată, într-o zi de miercuri, da, care am mai vorbit de teoria a patra zi, vibrația e 4, e rezonantă, cum se spune, ceea ce înseamnă că avem o potriveală, cum se spune, bună. Există și potriveli nu prea bune sau nefericite, care îngreunează comunicarea și conlucrarea, da? Doar că am învățat împreună de atâtea emisiuni că, până la urmă, toate se potrivesc între ele în măsura în care totul, toate aparțin întregului și atunci, oricât de divergente ar fi elementele, componente ale întregului, da? Până la urmă, aparținând acestui întreg, ele pot și e bine să comunice, să conlucreze. 2 cu 3 nu prea se potrivesc, da? Fiecare zice, ba eu, știi și tu foarte bine chestia asta, dar 2 cu 3 împreună fac acel 5 care înseamnă echilibru, talent, deschidere și atunci, evident, vine clipa în care 2 și 3 conlucrează așa de bine, ca să nu spun că există și legătura cealaltă de multiplicare, 2 ori 3 fac 6, suntem la 6 TV și îți aduc aminte despre această vibrație a iubirii. Ok, suntem însă într-o zi de 4, 22 maestru și ne concentrăm asupra acestor aspecte pentru ca să dobândim ceva în plus. De aceea ne întâlnim noi miercurea să dobândim ceva în plus și să încercăm să aplicăm mai mult decât până acum, pentru că sensul cunoașterii este de a pregăti, de a așeza, da, premize, de a așeza condițiile pentru experimentare și tu și eu am stabilit asta, am înțeles-o și o aplicăm, am venit să experimentăm în acest plan. Cunoașterea este o chestie excepțională, dar ea fără aplicație este sterilă, cum se zice, și nu cred că te atrage nici pe tine, nu mă atrage nici pe mine, sau dacă vrei, mă atrage în măsura în care este la baza unor experiențe noi, tot mai ample, mai complexe, mai împlinitoare. Pentru că, trebuie să recunoaștem și tu și eu, în măsura în care trecem prin asemenea experiențe de viață, experiența noastră, da, care înseamnă acumularea acestor informații, dar mai ales trăiri ale noastre, pentru că noi așa, experiențele noastre sunt de trăire, de viață, cum se zice, ne împogățesc bagajul, ne multiplică amintirile unor trăiri, unor experiențe, unor emoții, energii, vibrații, fiecare cu partea sa de aport, de contribuție, în regulă. Deci suntem astăzi invitați să ne gândim la experiențe, suntem la început de lună și evident asta e valabil pentru tot anul, pentru toți anii până la urmă, că la fiecare început de lună se pun bazele sau se declanșează, dacă vrei, fel de fel de noi experiențe, noi aventuri, noi demersuri, proiecte și așa mai departe
Nu întâmplător, în foarte multe domenii, nu? Această zi de întâi constituie un nou start, un nou început. Contabilicește, știi foarte bine că este balanța aceea care închide luna și care lasă locul pentru luna următoare. Din punctul ăsta de vedere e foarte bine că ne sugerează că un bun nou început se bazează pe o bună închidere a precedentei luni, a precedentei acțiuni, proiect, da? Experiențe, și asta înseamnă acceptare, da? Mulțumire, binecuvântare, cei trei pași despre care vorbim de atâta mare de vreme împreună, care ne ajută, nu-i așa, să trecem mai departe, pentru că orice neînchidere lasă loc la probleme, la întârzieri, la piedici, la deturnări, ale atenției, ale energiei, ale ființei tale ca ansamblu, pentru că, nu-i așa, și energia și atenția și toate care te definesc te afectează, evident. Deci dacă încă ai de tras de pe urma unor acțiuni trecute pe care nu le-ai înțeles, pe care nu le-ai acceptat, pe care nu le-ai finalizat până la urmă, îți captează din atenția ta, din energia ta, din memoria ta și așa mai departe, astfel încât nu ești întru totul dispus și pregătit pentru a derula noua acțiune, noua experiență, noul proiect. Deci, este o nouă invitație, închideți tot ceea ce aparține trecutului, lăsați-l acolo, nu-l mai purtați cu voi, nu-i mai permiteți să vă paraziteze. Este o parazitare, este o atârnare, cum spuneam eu în câteva emisiuni precedente, care nu e bună, pur și simplu, nu e bună. Suntem invitați astăzi să înțelegem că am început un ciclu nou și că e cazul să ne desprindem de tot ceea ce înseamnă trecut. Cu bune și cu rele, cum se spune, oricum e o perioadă terminată, închisă, da? Asupra căreia nu mai avem putere de acțiune, nici măcar de amintire, dacă vrei. Amintirea, dacă ești sincer, se estompează, că așa e felul ei de a evolua, de a se manifesta, da? Este memoria asta noastră, are calitatea de a se estompa, de a pierde din detaliile și amănuntele și componentele experiențelor prin care am trecut și care, la momentul în care eram în plin desfășurare, nu? Ne influențau și ne umpleau cu sute și mii de componente, de senzații, da? De percepții, de idei și așa mai departe, dar care cu timpul, da? Odată ce am ieșit din acea experiență, am trecut mai departe, ele se estompează, cum spuneam. Ca atare, e bine să facem aceste închideri, pentru că odată ce reușim acest lucru, suntem întru totul disponibil pentru noile și noile experiențe și am venit să facem multe. Am venit să facem toate experiențele și tu și eu suntem aliniați la start, cum spun, la fiecare dintre experiențele pe care ni le-am propus înainte de a ne naște, pentru că îți aduc aminte, atunci știai totul, inclusiv ceea ce va urma. Și tu și eu, sigur că am uitat și sigur că este un start la care venim, sincer, cu foarte puține informații privind derularea evenimentelor următoare. Sunt persoane care au, nu, o capacitate suplimentară față de media generală a oamenilor și care știu sau întrevăd sau anticipează, da? Niște
elemente, niște componente, niște întâlniri, persoane, deja vu, da? Am vorbit de atâtea ori despre deja vu, despre spiritul de anticipație, da? Mai mult decât cel mental, cel inspirațional, dacă vrei, dar la modul general și tu și eu știm foarte puțin despre aceste nouă experiențe pe care ziua de azi și ziua de mâine ni le aduce în față. Așa că e firesc, e necesar, imperios necesar, aș spune, să fim cât mai eliberați de tarele, de greutățile trecutului care încă își manifestă influența. Eliberarea de acele elemente, acele pachetele pe care am spus că e bine să le facem, să împachetăm frumos experiențele, să le depozităm într-un raft din acașa, sunt de manieră să facă această eliberare. Bun, ca să facem treaba asta, evident că trebuie să ne bazăm pe noi, pe ceea ce suntem, pe ceea ce înțelegem că suntem, pe ceea ce înțelegem să folosim din ceea ce suntem. Și apropo de asta, evident că dispunem de o minte care face parte din dotarea noastră și a ta și a mea și a altuia și a fiecăruia dintre noi, cu care minte putem organiza acest demers al încheierii ciclurilor precedente, despre ele vorbim. Mintea e foarte bună, am mai spus-o de atâtea ori, sigur că are părțile sale dificile, da? Când e prea rațională și prea la conducere, cum am vorbit, e dificilă și trebuie să vedem ce facem, dar până una alta suntem în situația de a o folosi pentru a ne pregăti, pentru a ne elibera de tarele trecutului, de aceste greutăți din rucsacul pe care îl porți și tu și eu, ca să fim încă astăzi, azi e întâi, da? Aș vrea să precizez asta, că aceste proiecte noi ale zilei de 1 februarie poate să înceapă, evident, la ora 0 și o secundă, după cum poate să înceapă la ora 23:59:59, dar și cu două secunde înainte sau cu două secunde după, care ar fi 31 ianuarie sau 2 februarie după caz. Nu vreau să înțelegem nici unul dintre noi că rigiditatea este parte a ceea ce povestesc eu aici și exactitatea asta, nu se poate începe proiectul decât pe 1 februarie. Nici vorbă. Evident că este un început, mai ales dacă ieșim puțin din ceea ce povesteam până acum și înțelegem că vibrația zilei este 22, este un 4. Practic, din punct de vedere al exteriorului, noi deja suntem în a patra zi a ciclului de 9 zile. Am început undeva acum 3 zile, deci suntem într-o continuitate. Acest nou start se referă la luna februarie, la lucruri calendaristice, dacă vrei, da? Este una din componentele. Noi funcționăm pe multe planuri și pe multe planuri aici, înăuntru acestei lumi, da, materiale, fizice, cum vrei să-i spunem, aparținem deopotrivă, nu, anului personal, anului curent, da, și anului de destin. Sunt multe lucruri care ne definesc, pentru că nu e așa, noi ne-am născut, eu cum m-am născut în 14 septembrie, pentru mine anul meu personal începe pe 14 septembrie, pentru tine începe în februarie sau octombrie, după caz, când ești născut, născută. În același timp, iată, suntem cu toții arondați acestui calendar, un calendar perfectibil, și vreau să punctez puțin aici că acest 1 februarie la rigoare, de fapt, nici nu e 1 februarie, pentru că sunt foarte multe voci care vorbesc despre necesitatea schimbării calendarului, corectării acestui calendar cu care operăm noi astăzi, în sensul ca fiecare lună să aibă 30 de zile. E un deziderat dinspre biserică care vorbește despre 3 decade. Și nu numai dinspre biserică, se pare că și în astrologie există niște aspecte legate de această nouă împărțire a zilelor pe parcursul unui an. Evident, de acum, anul pe care îl folosim și la care ne
portăm și ne racordăm, este, nu, rotirea Pământului în jurul Soarelui, care este relativ constantă, pentru că, nu-i așa, e vorba despre acel mers, am mai vorbit despre sistemul nostru solar, care de fapt este un vector și nu-i ceva static, nu stă soarele pe loc să se învârte pământul, sunt niște aspecte mai complicate, dar una peste alta, în general, pământul revine în aceeași poziție față de soare, nu în același loc, în aceeași poziție, 365 de zile și un sfert, să zicem, cam așa. Deci, față de acest an, să zicem calendaristic, evident că împărțirea lui pe luni, pe săptămâni și așa mai departe, pe subdiviziuni, poate să fie diferită, este diferită și poate ca, de exemplu, acest 1 februarie, de fapt, să fie 2 februarie, dacă luna ianuarie ar avea doar 30 de zile, iată, am fi deja în 2 februarie. Și multe alte transformări. Evident că februarie, care de obicei are 28 de zile, ar necesita încă 2 zile pentru a face cele 30. Deci sunt multe aranjamente și reașezări despre care probabil în anii ce vin o să luăm cunoștință. Deocamdată operăm cu acest sistem și la el ne racordăm. Noi astăzi suntem, nu, pe 1 februarie, la startul unei noi luni, în care aș vrea să mai punctez ceva. Suntem de asemenea la o altfel de lună, da? Denumirile tradiționale ale lunilor anului erau foarte sugestive, adică fiecare sugera cam ce activități, acțiuni sunt propice fiecărei luni și din punctul ăsta de vedere, evident că într-o lună, de exemplu, de gustar, nu? Cum suntem în august, acolo este cazul să ne pregătim și să ne concentrăm asupra experiențelor de tip recoltat, da? Așa cum acum în primăvară suntem, iată, pregătim noua cultură care se pregătește deja de acum și încep, unele au început din toamnă, știm foarte bine, dar unele semănături și așa mai departe, activități agricole a noului an agricol sunt în derulare, sunt în pregătire și experiențele noastre ar trebui să nu uităm că aparținem naturii, suntem legați cu fire multe și complexe de natura înconjurătoare. Și chiar dacă noi suntem orășeni, nu-i așa, și suntem departe de vremurile în care părinții moșii, strămoșii noștri erau legați de asemenea activități, în ADN-ul nostru, în memoria noastră ancestrală, da? Nu doar fizică, ci și subtilă, da? E vorba despre corpurile noastre subtile, energetice și transcendente, încă există foarte multe conexiuni legate de această curgere a naturii dinspre iarnă, acolo unde, nu, lucrurile hibernează per total, spre primăvară unde începe, da, să izbucnească, să pocnească natura, să, da, apar frunze și așa mai departe, să pun sămânța în pământ, primăvară sunt în plin lucrările de întreținere așa mai departe, în toamnă recolta și iarăși o nouă iarnă, toate acele repere anuale, naturale, da? Momentul în care păsările cuibăresc, momentul în care, da, vorbim de dragobete și multe alte sărbători, schimbarea de la față, cea din august, toate aceste elemente naturale ar trebui să le avem în vedere atunci când ne creionăm, ne desenăm propriul nostru calendar de activități, de proiecte și așa mai departe. Am spus, e departe momentul în care eram direct implicați prin moși și strămoși, dar ele sunt în continuare în legătură cu noi. O să vorbim după pauză mai departe cum ne raportăm la ele și cum putem să ne folosim de asemenea informații. Te aștept după pauză.
Bine ai revenit, stimate telespectatori, stimate telespectatoare. Mergem mai departe, suntem, da, pe linia de start a lunii februarie. Asta nu înseamnă neapărat numai și numai începuturi de noi proiecte, experiențe. Evident că sunt multe în derulare, pentru că le-am început noi așa acum 3 zile, atunci când era vibrația 1, dar nu doar atunci. Am spus-o și o punctez din nou. Întâi este mereu, începutul este oricând, pentru că, nu-i așa, proiectele noastre, experiențele noastre de viață sunt atât de diverse și sunt atât de complexe, încât unele n-au nimic de a face cu calendarul. Fie el calendarul ăsta obișnuit cu care operăm și de care am vorbit puțin mai devreme, fie că vorbim despre calendarul chinezesc, nu? Că de-abia trecurăm de noul an chinezesc, sau calendarul maiaș sau tacic și așa mai departe. Și ca atare, orice acțiune care începe la un moment dat are un început, cum ar veni. Acel început este influențat de vibrațiile caracteristice acelei zile, care sunt legate și de calendarul civil, să zicem, pe care îl derulăm. Am spus și mai vin o dată, suntem legați de multe repere naturale, dar aș vrea să ai în vedere și reperele religioase. Noi suntem în mare măsură, da, legați de biserică și de calendarul creștin, suntem majoritatea creștini, astfel încât niște sărbători de peste ani, da, fixe sau variabile, după caz, ne influențează și ne marchează și ne, dacă vrei, orientează în acest an circular despre care vorbeam, despre acest circuit al Pământului în jurul Soarelui. Noi suntem în fiecare clipă, prin multele informații pe care le posedăm înăuntru nostru, mintea, am mai stabilit, nu e doar în creier, mintea se găsește la nivel de celule, adică informația, cunoașterea, cum vrei să spune, astfel încât acolo există foarte multe conexiuni care se raportează, da, ca orice bun pilot, nu, își ia toate informațiile necesare pentru o bună navigare, dacă vrei, vorbim la general, și reperele acestui an calendaristic, an natural, acestui an religios, sunt parte a informației, a orientării de toate felurile. Dacă vrei să îți fie mai bine, evident că vei ține cont de toate astea. A le ignora nu e bine, a le ignora în sensul a le desconsidera. Evident că frumusețea vieții este atunci când tu alegi în măsura în care te simți, nu, întru totul liber. Adică alegerea între două variante, să zicem, sau mai multe, că e același lucru, este plăcută și aduce mulțumire și așa mai departe, dacă este de plină libertate. Dacă tu poți alege doar una din variante, nu mai e același lucru. În sensul ăsta, toate reperele acestea de care eu vorbesc, evident că e bine să le cunoști, pentru că ele influențează viitorul tău mers, dacă vrei. Pentru că aceste repere sunt ca niște jaloane care vor ghidona călătoria ta viitoare. Nu e bine să ignori, cum spuneam și mai devreme. Evident, nici să le exacerbăm, nici să le exagerăm, nici să nu ne prăbușim și aoleu, n-am ce face, pentru că aceste jaloane îmi vor conduce cum vor ele, nu? Traseu, nici așa, dar nici să le ignorăm întru totul. A ține cont unde ești la un moment dat, în anul natural, în ce anotimp, în ce lună, da? Cu vibrațiile specifice, cu acțiunile și activitățile, așa, este în interesul tău ca să-ți proiectezi bine următoarele acțiuni, demersuri, proiecte și așa mai departe. Evident că după februarie o să vină luna martie și martie întotdeauna, nu? Nu lipsește de post, cum se spunea. Deci are niște componente clare. E vorba despre o perioadă de post care pentru organism este foarte bun.
poate nu ești dintre cei care fac postul sau țin postul, dar îți spun că este un lucru extrem de util pentru gestionarea generală a corpului, a acțiunilor care au loc și despre care nu prea știm, da? Sunt foarte, foarte multe procese, da? Înăuntru corpului tău, al meu, al tuturor, care sunt coordonate de acest subconștient al nostru extraordinar, care nu-i în cap, evident, dar eu l-arăt acolo ca să spun că e subconștient și care până la urmă ne influențează. A le ignora e o acțiune interesantă, dar mai devreme sau mai târziu, dacă încalci niște reguli, niște procese, le întrerupi sau le deteriorezi printr-o atitudine de lăsătoare sau mai mult de atâta pervertită, da? Dacă ții cu tot din anințul să-ți distrugi organismul, mai devreme sau mai târziu el descrește, dacă nu chiar se lovește, se fracturează și atunci toate proiectele tale minunate pe care le-ai pus pentru săptămânile, lunile, anii ce vor veni, pot să stea sub semnul unei mari întrebări a unui corp care nu mai poate continua măcar la nivelul la care ai crezut, din cauza că l-ai ignorat, l-ai jignit, l-ai otrăvit, da? Otrăvim foarte mult organismul nostru, nu ne dăm seama, cu fel de fel de componente care par la început sau din afară așa anodine sau în orice caz neimportante măcar, fumat, băut, pierdut nopți, programe, da, așa, abuzul de cum să zic eu, de stres, da, de serviciu, de muncă și așa mai departe, toate astea contribuind, dacă sunt în formă continuată, cum se zice, la deteriorarea organismului, ori organismul nostru, corpul nostru, da, este cel care, cu care defilăm, cum am spus de atâtea ori, cel care are experiențele de viață, da? Am venit să experimentăm în corpurile noastre aceste experiențe din planul pământean, a ignora componentele trupești, da? Cu toate mecanismele, cu toate rigorile, cu toate pericolele, nu e bine, nu e o dovadă de înțelegere a cine ești, ori astăzi, da? Vibrația aceasta de interior, unul, ar trebui să te ajute să înțelegi cine ești, un spirit întrupat într-un trup care are rigorile sale, de care e bine să iei cunoștință și pe care e bine să le respecti, pentru ca el să te servească, pentru ca el să fie însoțitorul tău, pentru că nu e așa, spiritul în trup s-a întrupat și nu ipotetic. În regulă. Deci suntem într-o zi de vibrație 22, un 22 special. Am vorbit de mai multe ori în emisiunile trecute și îți aduc aminte că dacă nu ne respectăm statutul, dacă nu ne folosim de vibrațiile acestea maestre, 11, 22, 33, 44, 55, este de așteptat să întâlnim componentele mai puțin plăcute, chiar neplăcute, ale vibrațiilor respective de bază. Adică în loc de 11 care este transcendent și care ne permite legături cu lumea de dincolo, cu dimensiuni și așa mai departe, să evadăm dintr-un plan prea rigid, decădem, dacă nu respectăm acest statut de vibrație maestră, de preocupări înalte și așa mai departe, într-un 2 care sigur că are rostul său, dar este mult mai dificil, mai ăsta, pentru că nu e așa, 2 înseamnă confruntarea dintre yin și yang, între plus și minus, între bărbați și femeie, din nou întru tău, nici nu-i nevoie să o faci în afară, pentru că e suficient să fii în situația de a cum să zic eu, fi marcat de a fi influențat de această vibrație 2. Ea așa are rostul ei, sigur, asocierile, am vorbit de atâtea ori, conlucrarea, comunicarea
care vine la 3, dar una este să fii 44 și alta e să fii 8. Da? Dar un alt exemplu, nu e pentru ziua de astăzi, dar 22 face parte din acest șir de vibrații maestre și un 44 este, nu? O vibrație puternică, cu legături, cu tot ce vrei, cu proiecte mărețe și așa mai departe, păcând 8-ul este de obște karmic, dificil, impunător, e o vibrație foarte puternică, am vorbit atâtea ori, 8-ul, da, este înainte de 9, dar e cea mai puternică, de unde și infinitul, da, e 8-ul răsturnat și dacă în loc să îți folosești vibrația 44, ești ori dezinteresat, ori delăsător, ori, nu știu, în alte feluri, cobor la 4, la 8, pe cum spuneam. Astăzi, din 22, acest minunat culoar de conexiune biunivoc, adică dus întors, da? Am vorbit și cred că ai reținut, dacă nu-ți spun acum, 22 de două ori 11, astfel încât această legătură transcendentă a lui 11 nu e doar într-o singură direcție, pentru că, nu? Transcendența înseamnă că ies din scara asta de la 1 până la 9 către alte lumi. Ei, 22 vine și face și legătura inversă, da? Ceea ce ajută foarte mult, pentru că suntem în postura de a ne vedea atât capacitatea de a ieși dintr-o închistare, cât și de a reveni cu cunoașterea, da, transcendentă, cu viziunea de acolo. Și a operat, îți spuneam, 22 este o vibrație care îi caracterizează pe cei care știu să administreze, să gestioneze bunurile materiale, acțiunile, da? Niște buni conducători, dacă vrei, manager, cum să zice acum, care, din faptul că folosesc aceste abilități al lui 22, au o viziune deschisă, au o cunoaștere asupra legăturilor într-un sens și într-altul. Adică, de exemplu, un bun manager este cel care așteaptă informații, le culege, le organizează, nici măcar nu așteaptă, organizează întoarcerea, feedback-ul, da? Dinspre colaboratori, da? El știe că acest lucru este de importanță majoră pentru bunul mers al afacerii, vorbim acum de manager, da? Ăsta este un bun manager, un bun director, un bun conducător, cel care organizează de tipul ăsta. Rămâne doar pe un pedestal înalt de unde doar să dispui tu faci asta, tu faci asta, da? Nu e suficient, nu e un bun management. Bunul management este cel care înțelege că o echipă este formată din componente diverse și că circulația în dublu sens a informației este necesară, este strict necesară. Și atunci, iată, astăzi suntem, dacă vrei, alimentați cu această energie a lui 22, această energie a vibrației 22, ca să înțelegem lucrurile acestea, să înțelegem mai bine decât în alte zile. Nu suntem în fiecare zi într-o postură. Atenție, manageri suntem toți, și tu și eu, și el și ea, și toți ai noștri, și toți ai voștri, al tuturora, pentru că ne manageriem, dacă vrei, ne conducem, ne administrăm propria noastră viață, evoluție, călătorie. Că vrem, că nu vrem, că știm, că nu știm, că putem sau nu, o facem. Și dacă vrei să o faci cum să cade sau să o faci plăcut, nobil, elevat, atunci ții cont de aceste informații, de aceste aspecte, de aceste surse, da? Fiecare dintre vibrațiile cu care noi ne întâlnim în viață, începând de la 1 până la 9, de la 11 până la 55 și multe, multe altele, ți-am spus și în alte emisiuni că nu sunt doar astea. Oricare număr în sine este o vibrație, 777, 111, 888, 4 de 7 și așa mai departe, fiecare cu caracteristica și cu compoziția sa proprie, care ne aduc, nu? O cunoaștere
multiplicată, amplificată, complementară, pentru că dacă înțelege cine suntem și acest unul, vibrația de interior de astăzi ar trebui să stea la baza cunoașterii a cine suntem, da? Să fim într-o postură de a ne cunoaște bine, atunci înțelegem că avem nevoie de toate aceste informații. Asta ar însemna să lăsăm deschis, să fim pe recepție, cum se zice, da? Radioul deschis, nu se știe ce știre, de unde vine. A te considera la un moment dat știutor, ferească Dumnezeu, a toate știutor, e o mare greșeală, pentru că a închide canalele de dobândire a noi informații și know-how-uri, cum am spus eu în alte emisiuni, adică să știm ce să facem cu aceste informații. Din păcate ne uităm în jur și vedem că sunt semeni de noștri care par a cunoaște mai mult decât media, mai mult decât mulți alții din jur, și totuși când e vorba de felul în care se derulează viața lor, ceva nu e în regulă, ceva lipsește, ceva e strâmb, cum zic eu, ceva e rupt, da? Pentru că nu-i suficient să ai multă cunoaștere, să ai multe cunoștințe, informații, este nevoie și de o bună administrare, de o bună aplicare a lor. Și în sensul ăsta, astăzi, vibrația de 22, da, este de natură să ne ajute să înțelegem și să simțim în forurile noastre decizionale și de administrație că e nevoie de foarte multe componente pentru o bună administrare a ceea ce se numește viața noastră. Suntem aici să trăim, dar evident, modul în care trăim, tipul de experiențe și mai ales tipul de parcurgere acestor evenimente, experiențe umane, să le zicem, e diferit. Și diferă foarte mult și din cauză că unii dintre noi suntem deschiși, receptivi, cum se zice, da? Și respectoși la adresa acestor informații, da? E nevoie de un respect. Eu respect ceea ce am învățat sau mă strădui să respect. Nu, nimeni nu-i perfect. Decât Domnul perfect, cum se zice. Și dacă scriem cu D mare, atunci totul e ok. Deci nimeni nu-i perfect, dar mă strădui măcar să am acest respect față de informații și atunci se transformă asta în respect față de toată lumea, față de toți semenii mei, pentru că, atenție, la rigoare, pe bune, cum se zice, toți au să ne comunice ceva, să ne împărtășească ceva sau să ne transmită ceva. Foarte multă consemnări în literatură în general, dar nu numai acolo, sunt despre asemenea întâlniri de grad zero, în care persoanele care relatează aceste întâlniri s-au întâlnit cu unii despre care aveau o părere foarte proastă, dacă nu se și fereau de ei, de la care persoane de proastă factură, considerau ei, au primit informații foarte importante, prețioase pentru propria lor evoluție, pentru propria lor viață, astfel încât desconsiderarea nu e de natură să ne cum să zic eu, să ne ajute și nici măcar să ne definească ca oameni. Noi, dacă înțelegem cine suntem, înțelegem cine sunt toți cei din jurul nostru, da? Toată creația aceasta merită atenția noastră, merită considerația, respectul nostru, în care intră și respectul față de aceste informații pe care le primim pe fel de fel de canale. Sigur, emisiuni, materiale, clipuri, cărți, școală și așa mai departe, școala vieții, care este o sursă foarte importantă, față de care informații încă o dată ar trebui să manifestăm acest respect și această disponibilitate de a le absorbi și a le și aplica. Dacă ești doar un burete care absorbi, da, foarte multe informații, ești la jumatea drumului. Acest burete plin de informații
nu-și face menirea, nu-și face treaba bună dacă nu le și folosește. Ori asta înseamnă disponibilitatea ca în fiecare clipă, da, să aplici cât mai mult din ceea ce ai aflat. Dacă am aflat că sarea, de exemplu, este foarte importantă pentru celulă, da, pentru memorie, da, deși se pare că o bună bucată de timp lucrul ăsta a fost cam ascuns, atunci preocuparea mea va fi ca întotdeauna să știu că sarea este parte a alimentației mele, în măsura care trebuie și așa mai departe. Aici intrăm în detalii, dar am aflat că ea este necesară. Sigur, abuzul duce la cazuri, la tensiune și la colaps până la urmă. Eu vorbesc despre faptul că am aflat că sarea este necesară și atunci nu mi-e indiferent cum este meniul meu să aibă în compoziție sare. Și sunt multe, multe, multe informații pe care le primim pe fel de fel de canale, de la fel de fel de personaje, mai mult sau mai puțin apreciate de noi și de cei din jur, de societate, cum se zice, pe care informații te invit să le aplici, să le folosești și să înțelegi că ele vin către noi exact în momentul și locul unde ar fi bine să fie aplicate. Asta se numește sincronicitate. În general, ceea ce nouă tuturor ni se întâmplă, nu doar atunci când zice, mamă, ce coincidență, da? Știți voi la ce mă refer, ci întotdeauna, în fiecare componentă acestei vieți de zi cu zi, există această sincronicitate, astfel încât ajung către noi informații, elemente constitutive, evenimente, știri și așa mai, persoane care își au rostul, locul și rolul lor în viața de atunci, din acea zi, din acel loc. Lucrurile la scară mare par foarte haotice la 7 miliarde de oameni, 7 și de acum, dar ele sunt întru totul corelate, întru totul dependente în sensul bun, adică în legătură unele cu altele, și asta este o înțelegere cu care ar fi bine să pleci de la această emisiune, că ți se pune la dispoziție, ție, da, cu tine vorbesc, cât mai multe informații și ocazii, dacă vrei, conjuncturi, să le zicem, da? În care intră tot felul de componente, da? Conjunctura e formată din tot, cât e de cald afară sau de frig, dacă plouă sau nu, dacă e Vasilică sau Georgică, cel cu care te întâlnești, că Vasilică e de un fel, Georgică e de altfel, și multe, multe altele care formează această conjunctură sau, dacă vrei, mediu de desfășurare al experiențe tale din această zi, de aici și de acum, și de toate astea e bine să iei cunoștință, de la toate ai să primești niște informații, repere, know-how, cum spuneam, și atunci respectul tău față de toate și de toți te pune în poziția și în postura de a derula evenimente și experiențe plăcute. Altfel, la un moment dat, desconsiderarea ba chiar negarea unora dintre ele poate să te aducă la momente neplăcute, când viața dă cu tine de pământ, cum se zice, când îți pune piedică sau te trage măcar de mânecă, zice, ai grijă, țuțu, că nu prea ești pe calea cea bună. În sensul ăsta am spus-o și o repet, boala este un prieten, boala este colaboratorul nostru care ne trage de mânuță să schimbăm ceva în ceea ce facem, pentru că nu-i așa? De acolo vine, dintr-o greșită administrare, dintr-o desconsiderare a unor informații pe care le aveai. Nu mai spun că nu le avem pe toate. În fiecare moment vin către noi foarte multe, acordăm atenția noastră, da? Ce am spus că e cel mai important, această atenția noastră, unora, altora, mai multor informații, mai puținor, n-am eu timp de toate prostiile, spunem uneori, da? Și trec pe lângă noi informații de care nu ținem seama și care mai devreme sau mai târziu ne aduc în situația de a colapsa.
mai puțin sau mai grav. În sensul acesta, deschiderea, se spune, da, în studiile psihologilor, deschiderea, firea deschisă a omului, partea a caracteristicilor lui, a personalității, da? Deschiderea face ca să se primenească și să se permită informațiilor să acceadă către tine. Dacă ești o fire mai închisă, mai închistată, atunci, dimpotrivă, ele se lovesc de acest zid și nu ajung în forul de prelucrare. Ceea ce conduce, spun studiile de psihologie, către boli cronice. În măsura în care ești deschis, da, faci corecții în ceea ce se numește atitudinea ta, comportamentul, regimul de viață, regimul alimentar, da? Mai schimbi, mai scoți, mai vezi că prăjala nu e bună o dată, de două ori, de trei ori, până la urmă renunți la ea. Așa că te invit să fii deschis, să te deschizi dacă nu ești, să înțelegi că această deschidere îți permite să primești aceste informații, ca să știi cine ești și să te manifesti în afară în mod plenar. Până data viitoare, îți urez un nou început cât mai bun. Te iubește, Adrian, și te aștept data viitoare. Thank you.